Câteva mii de români au participat și în acest an la sărbările naționale de la Țebea dedicate memoriei lui Avram Iancu, eroul național al Revoluției de la 1848. Oamenii s-au adunat în Panteonul Moților, acolo unde i-a fost adus un omagiu celui supranumit Creișorul Munților, cu atât mai mult în acest an când se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Ziua a început cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți în memoria Creișorului. Veșnică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroul național Avram Iancu și tribunilor Săi, Simion Groza, preotul și Ioan Puteanu și tuturor eroilor neamului nostru românesc și lepălor, Doamne, veșnică pomenire. După alocuțiunile rostite de către oficialitățile prezente la eveniment, respectiv parlamentari, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara, miniștri, primari hunedoreni, dar și din alte județe, a avut loc ceremonialul depunerii de coroane, iar mai apoi defilarea gărzii de onoare.